În România există aproximativ 40.000 de copii care se află în sistemul de asistență și protecție socială, iar dintre aceștia, aproximativ 30.000 de copii sunt în plasament la asistenți maternali. În acest domeniu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul Hunedoara se confruntă cu o mare problemă: lipsa de personal atât în centrele sociale, cât și în rândul asistenților maternali. Direcția județeană având la această oră 200 de posturi vacante. Dar nimeni nu vrea să se angajeze într-un domeniu atât de dificil. Subiectul lipsei de personal cu care se confruntă Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost discutat în cadrul ședinței Consiliului Județean de săptămâna trecută. Săptămâna trecută a fost la mine în audiență 3 asistenți maternali. Îmi cereau că nu mai pot să întrețin copiii. Sigur că nu poți să ai de la mine un accept. Doamne, ai fost calificată în doua săptămână, ai luat, legea ți-o respectat, ți-a dat bani, nu pot eu să spun că să vin să-ți iau copiii. Doamne, trebuie să avem foarte grijă mare, foarte grijă, enorm de mare, la asemenea asistenți maternal, care nu mai doresc. Fiindcă de că el nu mai dorește să aibă în întreținere copilul ăla, Doamne, trebuie să nu se apărungă la altă, cazuri pe care nu ne dorim, să fim foarte grijă. Personalul din cadrul centrelor sunt foarte mulți care intră la pensie. În luna ianuarie, 11 persoane ne-au încetat contractul de muncă. Rândul acestor persoane este un flux foarte continuu al asistenților maternali, care îngrijesc copiii la domiciliu. Și acolo deja avem persoane care sunt la pensie și încă îngrijesc copiii. Din păcate, ne confruntăm într-adevăr cu o astfel de problemă. Sunt 200 de posturi vacante. Din păcate, aș putea spune, că doamna Gianina nu are personal necesar. Și să nu înțelegeți cumva că nu are personal necesar din cauza că nu are posturi acordate de Consiliul Județean sau de Guvern. Nu vin oameni care se organizează concurs pe probă, nu vin persoane care se fie apte să lucreze. Cred că știm cu toți ce se întâmplă și e de greu. Dar aveți obligația de la mine, lunar, organizați concurs. Dacă organizăm lunar, poate cineva vede, citește și vede. Nu putem să vă lăsăm așa. Oamenii aia, fie persoane vârstice, fie copii, fie tineri, trebuie supravegheați.